dat eu cu ecran pe laptop, pe ecran, da? Dar restul, adică, deci aici sunt 20 de kilometri în dimensiunea asta și 10 kilometri. Deci, hai să zicem, grosso modo, cam 250 de kilometri pătrați, insula principală. Asta este o insulă artificială, care a apărut acum. Deci asta nu exista. Când am venit eu, nu exista. Deci în 96, insula asta nu exista. Au, și pe ea au pus complexe de rafinărie chimice, petrochimice, farmaceutice. Deci de producție de elemente de chimicale și de manufactură de farmaceutice. Iar astea sunt... s-au închise pentru public, pentru că se duc militarii și fac acolo exerciții de tragere. Și de obicei fac tragere live. Deci cu muniție de război, așa. Sau unele sunt pur și simplu puncte turistice. Unele au, mai au încă niște recifi de coralii foarte frumoși. Și se duce, una e cu un templu, la clădim și cineva un templu pe apă, St. Joseph, parcă. Una e un far și așa mai departe. Și aici, deci, link-ul, deci e un mare pod aici, în nord, în... chiar am început să îmbătrânesc, Woodlands, așa. Și unul mai nou aici, în Tuas. Deci avem două punți cu maleze. Asta este hotelul Raffles, care este cel mai luxos și cel mai scump. Deci dacă aveți o grămadă de bani și nu știți ce să faceți cu ea, uite, veniți aici și veți trăi ca voier Bibescu. După cum, dacă sper că ați mai și citit, timpul au început să se mai schimbe. Deci, ei încă mai au foarte mult. Deci eu când am venit acolo, mie mi s-a părut că seamănă foarte mult, din foarte multe puncte de vedere, cum era înainte o vreme lui Ceaușescu. Deci un regim foarte strict, un singur partid, cine mișcă, nu mai mișcă, dacă a zis așa, așa faci. Da? A început să se mai schimbe apa, a apărut și un fel de opoziție, deși chiar când am venit eu a rămas tablou, că țin minte deja numai primele ziare care le-am citit, că le băga la hotel, ți le băga sub ușă imediat, în fiecare zi. Era o citată în care Liconiu zicea, dom'le, ce opoziție? Voi nu trebuie să vă opuneți, voi trebuie să fiți constructivi, a zis trei adjective, constructivi, friendly și cooperativi sau ceva de genul ăsta. Adică, nu, opoziție, dar tu nu te opui, tu trebuie să lucrezi pentru înălțarea noastră, pentru noi, cu de bunăstare. N-a zis-o chiar așa, dar ideea era clară. S-a mai schimbat lucrurile, deci mai au oarece opoziție, dar, iarăși, nu cred mai mult, e mai mult, zic eu, de ochii lumii. Deci nu au ei un rol foarte mult și îi șicanează foarte mult. Nu sunt nici ei foarte clari și nu au o viziune clară, părerea mea. Dar a apărut ceva, se mișcă așa un pic, cu vreo 2-3 pixel pe ecran, am început să mai recinez. Asta este prințul moștenitor, ca să mă refer, deci el e fiul lui Ilicu Alim. N-a venit imediat la putere, pentru că, iarăși, totuși, ca să nu fie chiar așa vizibil, plus că a zis, dom'le, trebuie educat. Și atunci a pus, deci înainte le-a fost, credem că i-a pus poza, Go Chau Tong. N-am avut poza? N-am avut poza. A, bă, da, uite. Deci el a fost interimat. Deci când am venit eu, el a fost prim-ministru o perioadă bună, vreo 5 ani, 6 ani. Deci când am venit eu, el era deja și a fost ministru. Deci el a fost un businessman, el a format, a fost un businessman în cerul apropiat de lui Liconiu, încă de ilegalitate, ca să zic așa. Și au lucrat împreună, a fost în guvern, a avut diverse posturi și când, înainte să iasă la pensie, acum mai este, dar e un senior post, așa, mai de consultant în spate. Deci, el a fost recompensat, părinte, pentru toată cariera lui, cu postul de prim-ministru și după aceea s-a făcut tranziția, deci el este fiul lui Liconiu, care acum este prim-ministru, da? Deci postul de președinte e așa, un fel de, da, poster de reclamă. Asta este cazinou care a fost construit și o să vă arăt în continuare și niște poze mai sexy, așa, cu el în diverse postaje. A fost și asta o chestie care, iarăși, mie personal nu pot să zic că m-a impresionat în mod deosebit. Și chiar a fost o remarcă în ziar care mie mi-au plăcut și o țin minte. Unii singaporeni, iarăși, nu le place. Și cu ce au comporat, a zis, domnule, francezii au turnul FM.
englezii au Piccadilly Circus și au Parnassus și atâtea alte simboluri. De ce noi ne-am făcut ca simbol an iron board? Deci o dată de călcat. Dar, într-adevăr, seamănă foarte bine cu... I-au arătat în ziare așa, niște poze mici, dar totuși au arătat proiectul preliminar. Că au fost trei proiecte. Au făcut cerere, până la urmă, selecția a fost de trei proiecte final. Și din ce au arătat, mie mi-a plăcut altul. Deci așa ca schemă. Dar uite că l-au ales pe ăsta, până la urmă. Deci ăsta e același lucru. Nu știu ce petreceri au fi fost cu artificii în timpul nopții și aici un spectacol cu lasere, tot așa. Apropo, băștinașii nu au voie în casino. Deci, efectiv, nu pot să intru. Pot să mă duc eu, deși iar fiindcam statut de rezident permanent, s-ar vrea să mă oprească și pe mine. Deci aici e aceeași zonă, iarăși cu scândura de călcat, da, cu casino. Asta eu îl numesc Durianu, după, nu știu dacă el a avut ocazia să mănânce un fruct faimos, care pute ca la veceu, dar se pare că unii când îl gustă zic că domnule are cel mai bun gust din lume, este regele tuturor fructelor. Eu n-am fost curios, sunt conformist, dacă nu miroase bine, nu gustă bine, nu sunt curios, lasă-mă. Eu, că țin minte și acum, eram în alimentara și era o maleziancă, și cu un copil mic. Și ăla micu, cât de și eu curios, s-a dus și-a pus mâna pe, nu mai știu ce erau, cireșe sau caise. Și a venit mama și a zis, lasă-mă de fructele astea exotice aici, că sunt scumpi. Eu las. Ia știu, o papaie, o ceva, nu, caise, caise îți trebuie ție. Aici asta este merlionul, unul din simbolurile Singaporului, care aș părerea mea că e o legendă prefabricată. Deci ei zic că, vezi, doamne, chiar înainte să vină Raffles, erau în sat de pescari pe insula respectivă. Și vezi, doamne, unul din pescari care era sărac, lipit și nu mai avea ce să mănânce, s-a dus în miezul nopții, că na, trebuia să ia și niște pește, la, să ducă la copii. Și în timpul nopții, când a aruncat el plasa, a ieșit din mare acest pește cu cap de leu, care a zis, e, ce știi tu, nu, du-te că o să prinzi pește, nu o să suferi de foame, că aici va fi un oraș foarte strălucitor, care va avea un viitor strălucit. Și, deci, da, mă rog, v-a zis, eu, cum zic englezii, with a pinch of salt. Deci, s-ar putea să fie, dar am impresia că e și multă propagandă, deci v-a zis, ca părima noastră, chiar l-au făcut o umflată cu pompa de cupine. De așa. Și aici are și același simbol, în diverse ipostaze. E, aici are și apropo de cum s-a mai, de diverse dezvoltări. Deci eu o să încerc să fac întâi, după această prezentare a istoricului și a diverselor evoluții, întâi o să prezint un pic relegat de niște parametri economici, ca să vă aveți o comparație, să vedeți, dumne, că țin minte și când am prezentat la studenți, pe vremea când încă mai căutam studenți aici, acum vreo 10 ani, tot așa m-a întrebat, dar cum se trăiește acolo, dar cum e prețul, cum e? E, o să prezint aici exact să vadă tot omul. Astea sunt trasele de metrou care le au ei. Deci aici e, asta era când eram, când am ajuns și era numai ăsta cu verde. Acum le-au pe. Și iarăși, din păcate, nu am poza, nu am pus-o, știu că am luat-o, dar curând că nu am pus-o. Să vă fi arătat aceea cu mahalalele din anii 40, fiindcă, din păcate, noi am fost pe o pantă descendentă, eu am fost pe o pantă ascendentă. Deci, ei, în anii 70, sau când la noi s-a inaugurat Politehnica, ei erau sub noi. Deci, noi eram mulți deasupra lor. Acum este invers, din păcate. Și asta, cred eu, ar trebui să dea de gândit. Deci, nu numai nouă ca persoană, dar chiar și factorilor de decizie, politică, economică, financiară, pentru că dacă mai sunt astfel de factori care mai și gândesc, eventual, eu știu. Da, aici sunt imagini de la o răzbeniță, care au zis, a, de la alcool, domne, de la alcool. Părerea mea a fost altceva, a fost o răbufnire, pentru că, efectiv, e o societate semisclavagistă. Deci, cum era și în Olanda, aici lucrătorii de jos nu sunt singaporezi. Deci dacă te duci și vezi cine asfaltează străzile, trebuie să-mi bangladeșii înfășurați ca de la căldura aia, iarăși se văd numai ochii, și el asfaltează, găurește strada și pune asfaltul.
te duci la hotel sau la spital, surorile și asistentele sunt filipineze. Deci toată munca în care slăbuț plătită este nelocală, da? Este de import. Și aici cred că a fost acest și sunt și marginalizați, deci ei sunt, trăiesc nu neapărat în condiții bune, au încercat și acum au început mult mai agresiv să le îmbunătățească condiții, dar au fost condiții care locuiau în dormitoare, închesuiți, salariul vorba aia nu foarte mare și trimiteau acasă. Și bănuiesc a fost această răbufnire de sub statut și și-au dat, mă rog, corfii.